Ok, salut lume, sunt Camisu și bine m-am regăsit cu un nou video. De data asta un video puțin mai trist. Cineva a încercat să-mi dea scam. Bun. Îl avem în conf pe domnul Mihai care să mă ajute să deslușesc acest mister. Salut tuturor. Bun. Deci după cum puteți vedea, eu, aveți aici, vedeți, stimul meu, mi-am cumpărat un cuțit recent. Cu ideea că o să dau la giveaway de 10.000 de abonați. Probabil o să dau, o să-l vând și să iau mai multe cuțite. Și am zis, haideți să dau trade pentru cuțite mai bune, ca să, na, să pot să vă dau un cuțit cât mai bun. Și după cum vedeți, e minimal wear și costă 130 de euro. Bun. Mă contactează unii și toate numele astea să le cenzurez pentru că nu vreau să merg să le dați report cu atâta că ar merita report, dar nu o să vă dau numele lor ca să merg să vedeți. Da, mă contactează tipul ăsta și îmi zice asta, am închis deja browserul, am închis pagina cu el și am, na, vă zic eu acum ce am vorbit cu el. Am vorbit că dacă vrea să-mi dea chei pentru cuțitul meu. Eu am zis ok, am zis 52 de chei pentru că e un preț foarte bun, nici prea mare, nici prea mic, e fix cât costă cuțitul un chei. Pe eu vreau să cumpăr, na, Asimov-uri și de alea. Și îmi zice, bun, nu știu ce să trimit ăsta. Și după aia la un moment dat îmi zice să-i demonstrez că cuțitul nu este luat de la pariuri sau pariuri de casino de alea, nu știu, na, în fine. M-am dus, am făcut un screenshot. Pe 27 noiembrie am cumpărat cuțitul de pe OpenSkins. Bun. Acum am scris omul ăsta. Deci probabil nu o să-i dau cenzură la nume, nu știu, dar nu merg să dau support, că na, nu merită, dar na. Îmi zice să-i dau cuțitul lui Vărumiu, acea metodă de scam de 10.000 de ani. Hai scam, yes. Și mi-au zis să mă duc pe profilul ăsta. Hai să merg pe el. Căci că e profilul lui, profilul ăsta lui, RNG ăsta, e pe privat ăsta. E pe privat profilul, n-are inventar. Și ce are o grămadă de cuțite. Asta e, presupun că nu este același cont al lui. Are același nume, nu? Are puțin diferit, domnule, dar zice că ăsta e contul lui, că ăsta cu cuțite. Yes, zic acum să văd dacă e contul lui, să modifice aici. Să modifice aici numele. Numele, să pune un ortoar cu ceva. Ok. So, prove me that it's your account. Put artwork on your profile. I-am spus să pună un artwork pe profilul lui, să vedem dacă există chiar el. Hai să dăm filmez. Să pună un artwork pe profilul lui, să vedem dacă ăsta e chiar contul lui, ceea ce nu cred că e contul lui. Hai să vedem. I send you an offer using that account with the keys. No. Prove me. Put art work on it. Zic să pun un artwork, hai să vedem. Hai să vedem. Ok, do it. Hai să vedem. Îi dăm reload aici, but right after we're done checking your knife. No, we are not checking anything now. I proved that's my knife that I bought from OpenSkins. Now prove me that's your account. Ask them. Prove me. It takes 2 seconds. Is then normal, un trader ar pune instant, ar că nu s-ar gândi, că el vrea cuțitul meu, știi? El vrea să mă schimbe.
Tu mergi unde te-o nave străgită. I need to see if that's your account. Să dăm, dacă le-ai contul lui. Dacă le-ai contul lui, eu sunt 100% sigur că ăsta nu-i contul lui. Păi mie la mine, sigur. Fac pe eu că nici nu are la prieteni. Friends, ia să dăm. RNG. Nici măcar nu are la prieteni. Dar așa primești ce gen. Spuneam la... Proof. Unii că avem o baionetă și eu vreau să vă gândesc. Și... zis unul, uite, îți dau itemul ăsta, nu știu exact ce a fost. Pentru el și itemele care le mai aveam. Am zis, then we are gonna do the trade. Numai să mă arate, să-mi demonstreze că-i contul și gata, atâta vreau. El mi-a dat un cont, un nume așa la fel ca așa tău, gen un cont cu nume asemănător, sau la fel, nu știu exact. Ăsta e profilul lui, cu level 49. Și-a schimbat poza? Și, gen, îi spun, ok, hai adaug-mă la prieten de pe contul ăla. Și spune, păi nu pot, că... n-am PC-ul lângă mine. Știi? Gen, faze din astea. Să-și dau seama că știam că... Nu era de... Acum faza asta o filmez sau... Da, filmez! Asta. Schimbă. Nu, nu așa. Nu o să schimbe, zic eu. Apare, probabil o să-ți dea bloc. Și da. S-o să luați din asta, păi de ce s-o schimb? Mai încredere în mine sau altfel să vedem? Ea a schis are der, să dăm. Fac pareu că să-mi dea bloc, fac pareu că să... Ok, ia. Yeah. Fac pareu că să-mi dea bloc imediat când îți zic că e scammer, instant o să-mi dea bloc. Doamne. Bă, sau mai e o chestie, știi? Este un bot, unul care se numește Helkins bot, practic, și e un om. First... put el... art. Bă, mă auzi? Ia scris că... Bă, este unul cu nume de bot, ca să numește Helkins bot. Și omul spune, felicitări, ai câștigat cutitul, bla bla bla, un carambit, bla bla bla. Și asta scrie de fiecare dată. Cu totul că tu nu participi la niciun giveaway în chestia. Și omul ăla este fake, depune să donandezi nu știu ce chestie care are virus. Știi, incredibil, frate. Încă vrea să facă scam chestia aia că și-a dat la vorul meu cuțitul și cumva să schimbe el numele mine sau cine să-mi ia cuțitul. Incredibil, incredibil cât de proști poate să fie unii, mă. Ăsta, uite, uitați-vă, ăsta e om legit cu skin-ul lui și... În primul rând, cum să bine, schimbă numele? How can I know that account. Dar nu are același level ca și tine și chestia. Prove now not later, să-mi demonstrez acum că e contul lui. Să-mi demonstrez acum că e contul lui. Ce n-o să facă?
Să schimbi camera, să-i hai tu YouTube. Ce zic acum să mă... Hai să... Ne make the best of the first of your life, să le... I showed you that I bought it from OP Skins. Want again? Zic să-i dau, să-i dau din nou screenshot, că m-am făcut pe Jazz-ul screenshot. Un video, să-i dau, dacă vă lasă să vă dau video. Îi dau video, îi dau Jazz-ul prin video și gata. I'm doing anything you want, but first prove me that that's your account. That's all I want. And after I'm sent. Și dau un cuvânt link-ul. I don't need screenshot. Forța steaua, forța steaua. Enjoy report. Da. Da, am uitat vlog. După ce au văzut, hai să dăm și un report. Report violation. Există asta, spamming, nu. Uite, attempt trade scam. Și cum scrie trade? Și cum scrie trade? Da. Ce e prost? Stai că mă scris, mă sună careva. Mă, cum? Se găsuie în egală, nu am habar, n-am. Trade, nu se scrie așa, dar așa scrie eu. Trei, tri, tried, nu așa. Tried ca așa. Ca așa. Tried. To scam me for my knife, please. Așa, submit report, gata. Dar primește 3 bani, sau scris, nu? Dar primește 3 bani, dacă e ceva. Asta am dat pe contul bun, după cum puteți vedea, contul lui pe privat, sunt 100% sigur că n-are niciun item, e rupt în cur, dar e level 49. Da. Ai, frate. I-am cerut să-mi demonstrez, să... zicea că celălalt e contul lui, dar ăla e un cont de la care i-am furat numele, mă. Da, știu. Și eu am plătit, de două ori am plătit. Ok, și... stai. Ok, lume, și mai trebuie să vă mai arăt încă ceva. N-o să-i arăt numele sau ceva. O să vă mai spun încă o metodă prin care unul încerca să-mi dea scam. Asta e a doua metodă, să fie prima metodă cu care a zis cu prietenul ăsta. Și a doua metodă este... o zis așa. Să-mi bage, era un moldovean, n-am nimic cu moldovenii, dar ăsta... Na, e moldovean și așa mă refer la el. A încercat să-mi dea scam pentru cuțit. O zis că-mi bagă bani pe cont,
de, nu știu ce, aplicația lui web, nu știu cum, îți când bagă bani pe cont. Și am zis ok, na, vedem. I-am zis întâi să-mi bage prin Bitcoin, să-mi bage pe Bitcoin, știi? El a zis că vrea să-mi dea bani pentru cuțitul meu, ca să nu mai bă trei bani, na, în fine. Și mi-a zis să-mi iau o aplicație pe telefon, am luat-o, ceva cu TeamViewer-ul, știi? Și în momentul în care eu trimit ăsta, trimit cererea aia, trade offer-ul, el să fie pe telefonul meu și să mă duc acolo chiar înainte de confirm, știi? Și atunci am trimite bani, i-au zis că să-mi cumpăr eu cuțit și habar n-am. Și probabil când îmi trimitea banii și era la mine în TV în telefon și probabil chiar când să fie la el de confirm în aplicație, probabil le-a păsat confirm și na, își lua banii înapoi sau nici măcar nu mai dădea. Și cred că așa se întâmplă. Asta a fost a doua metodă de scam și să nu picați în chestia asta. Să nu vă luați niciodată, să nu s-ați pe nimeni să vă intre în telefon prin TeamViewer când faceți un ăsta, un trade. Nici un păcât să nu s-ați pe nimeni să vă intre decât dacă știți că e prieten de treabă. Da. Cam eu a fost Camisul, el a fost Mihai și feriți-vă de scammeri că îi prindă lumea de scammeri și vor numai să vă ia itemele, cum a fost omul ăsta, omul celălalt și na. Prima metodă e cea mai folosită pentru că da, aia cu să dai un item la prieten și nu știu ce, aia să nu niciodată. Când vezi, dai direct blog, dar eu am făcut video ăsta ca să vă să vă nu vă păcălească alții. Știți și na. Eu am fost Camisul, a fost Mihai și stați safe. Pa, pa. Pa, pa.